Peste 2 milioane de moldoveni au călătorit în țările din Uniunea Europeană de la liberalizarea regimului de vize. Astfel, aceștia au economisit peste 270 de milioane de euro, bani pe care trebuiau să-i achite pentru perfectarea vizelor. Experții admit că și statul a economisit miliarde de lei după ce au fost reduse schemele de corupție prin care moldovenii ajungeau ilegal în Europa în căutarea unei vieți mai bune. Datele au fost prezentate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Institutul pentru Inițiative Strategice cu ocazia împlinirii a 10 ani de la liberalizarea regimului cu vize cu Uniunea Europeană. Datele arată că în cei 10 ani de la liberalizarea regimului de vize, peste 2.156.000 de cetățeni moldoveni au mers în spațiul Schengen cu pașaportul biometric. În total au fost efectuate 31.248.000 de călătorii, ceea ce înseamnă în medie câte 15 călătorii per persoană. Estimativ, moldovenii au economisit în această perioadă 270 de milioane de euro, după ce nu au mai fost nevoiți să achite pentru perfectarea celor aproximativ 7 milioane de vize care ar fi fost necesare în această perioadă. Experții susțin că unele din principalele beneficii imediate ale abolirii regimului de vize a fost că au dispărut numeroasele rețele criminale ale transportului ilegal de pasageri. Astfel, oamenii nu au mai trebuit să stea în rând săptămâni întregi după viză sau să fie nevoiți să treacă ilegal frontierele, prin păduri sau munți, pentru că nu puteau obține documentele necesare. Dar mai important, probabil, a fost și acest sentiment de reîntregire a familiei. Fiindcă știm foarte bine că foarte mulți colegi cetățenii noștri au ales calea ilegală să ajungă în Europeană și mulți ani stăteau acolo de teamă că dacă se întorc acasă, să nu poată să revină înapoi. În momentul în care am reglementat partea de rigori de călătorii, am reglementat relațiile cu statele membre, ce ține vorba de migrația cetățenilor, cetățenii noștri au început să revină acasă mai des și de Paște și de sărbători. Experții susțin că în această perioadă, datorită posibilității de a călători fără vize, nivelul de viață al moldovenilor s-a îmbunătățit. Chiar dacă mulți moldoveni au plecat în această perioadă și mulți s-au stabilit în străinătate, alții revin acasă și deschid afaceri inspirate din UE. Cred că beneficiile sunt în miliarde. Nu știu cum am putea să le calculăm, trebuie să ne adresăm la colegii economiști, finanțiști. Sunt miliarde pe care le-au economisit și câștigat ca țară, dar eu văd că oamenii s-au schimbat. Eu merg în centri raionale, la țară și văd mici afaceri care sunt, nu mă tem de cuvântul ăsta, poate inspirate sau copiate din afară, da? Servicii mai calitative care se oferă, iarăși inspirate din altă parte. Modele de comportament. Experții susțin că cel mai probabil în luna iunie va începe și procesul propriu-zis de negocieri cu Uniunea Europeană. Țara noastră a îndeplinit 8 din cele 9 condiții și mai are de lucrat la vettingul judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție și numirea unui nou procuror general. Totuși, chiar dacă acest lucru nu se va reuși, negocierile oricum vor începe. Deci luna mai este perioada în care s-a vorbit că se va identifica și se va nominaliza candidatul pentru funcția de procuror general. Cred că termenii ăștia sunt fezabili, e posibil. Până în iunie sau până în iulie nu se reușește evaluarea candidatului de către Comisia de Vetting. Asta nu înseamnă că lucrul ăsta va fi un obstacol. Deci toată lumea înțelege și la Bruxelles și în capitalele europene că există un proces continuu și el va continua și nu trebuie să spunem viteza în fața unui proces calitativ. Regimul de vize al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a fost liberalizat pe 28 aprilie 2014, la 4 ani de la lansarea dialogului în acest sens.